Okay, let's continue. I'm between your group and another group. I'm juggling two groups right now. When I talk through the book of Matthew, când predau cartea Matei, one of the things that happened in the congregation that I did not expect to happen, un lucru care se întâmplă în, între oameni în adunare pe care nu l-aștept să se întâmple, is that many people expressed to me that they got a hunger for the Old Testament after going through the book of Matthew and how it connected to the New Testament. Este să realizeze oamenii că li se stârnește o foame, un apetit pentru Vechiul Testament în timp ce studiem Matei. Which allowed them to appreciate a better understanding of salvation. Și asta le dă o înțelegere mai bună a mântuirii. And Matthew allows you to do two different things simultaneously. Matei îți permite să faci două lucruri simultan. It's not just about being didactic to teach. Nu doar să fii didactic, să predai. But it affords you a tremendous opportunity to preach with passion. Ci, și să predici cu pasiune. Now, it's through Matthew and its fulfillment that we see that through Micah, the Lord's promise Bethlehem. Prin Matei se vede împlinirea profeției lui Mica legat de Betleem. Now turn your Bibles to Micah chapter 5, verse 2. Deschideți la Mica, capitolul 2. In Micah 5, 2, it says, but 5 cu 2. Mica 5 cu 2. He said, but as for you, Bethlehem Ephrathah, too little be among the clans of Judah, from you one will go forth for me to be the ruler in Israel. His going forth are from a long ago, from the days of eternity. Și tu, Betleem, frata, cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Now, one of the things when I got to this section here, going through Matthew, was that I literally spent a whole Sunday message just in Matthew 5 and Micah 5 too, which opened up their understanding of Matthew. Am studiat pasajul acesta și o duminică după masă mi-am luat să predau doar din Mica 5 cu 2 și li s-a deschis o înțelegere legată de acest pasaj. So when you're doing a series in the book of Matthew, it's not just Matthew. You're going to have a number of Sundays, okay, or Wednesdays, or whenever you do this, okay, where you're into other books, okay, that relates back to Matthew. Când îți iei sarcina asta de a studia duminica seara sau miercurea să treci prin Matei, alte pasaje vor fi înțelese din Vechiul Testament de membrii tăi. So now, Look at Zephaniah, the book of Zephaniah with me, tells his people uitați-vă la alt proroc, Zefania, capitolul. And chapter 3, verse 15. Capitolul 3 cu 15. And Zephaniah tells his people, when this king comes, he will be the king of Israel and the Lord in the midst of them. Where? 15 or 17? 15. Domnul. Now the emphasis. Domnul împăratului Israel este în mijlocul tău, nu trebuie să te temi de nicio nenorocire. And the emphasis is this part right here. Why would Israel, why would Judaism reject Jesus? Accentul este aici. De ce iudaismul, Israel, a respins persoana lui Isus? There he was in the midst of them, in the middle of them. Deși el era în mijlocul lor. But there were the prophecy said that would happen and they rejected that. Și prorocia a spus că se va întâmpla lucrul acela, că va veni în mijlocul lor, dar ei au respins lucrul acela. Well, we see in verse 15, Zephaniah chapter 3, the Lord has taken away his judgments against you. He has cleared away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst, and you will fear disaster no more.
Domnul l-a bătut de la tine, l-a bătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău. Domnul împăratului Israel este în mijlocul tău. Nu trebuie And să te temi de niciun lucru. Iată-l pe împăratul stând în mijlocul lor. And they could not imagine that to be true, and yet here's a prophecy being fulfilled among them. Și nu își puteau imagina lucrul acela ca fiind adevărat și prorocia era împlinită sub ochii lor. One of the problems that Israel had at the time of Jesus. O problemă pe care Israel o avea în perioada lui Isus. Going back to the prophecy all the way back into the book of Genesis. Mergând pe fir până în spate în prorocia din Geneza. And we mentioned this briefly in the last class last week. Am atins pe scurt în cursul de săptămâna trecută. Is that the rabbis, okay, and the okay, had misinterpreted the prophecy. Rabinii au interpretat în mod eronat prorociile. And remember, last week we were talking about they took the word plural and imposed it upon a word singular. Au luat cuvântul la plural și l-au forțat pe cuvântul care în Biblie era singular. And so, in their mind, it was the promised seeds, plural, instead of a singular seed, meaning Christ. În mintea lor, cuvântul semințe a fost cuvântul care a înlocuit cuvântul biblic sămânță cu referire la Hristos. Once they had incorporated that kind of biblical philosophical position into their theology, odată ce au incorporat poziția aceasta biblică filozofică în învățătura lor, then the coming king, we have numerous prophecies, the idea of the coming king was just basically eliminated from their discussion. Ideea unui împărat care vine a fost pur și simplu eliminată din discuția lor. Because again, Isaiah is the one who reveals to us that Judaism was already in a state of apostasy for 700 to 800 years by the time we get to the book of Matthew. Isaia, țineți minte, era deja în perioada unei apostazii cu 700 de ani înainte de Isus. Right? Turn your Bible, stop. Marin. Sure. Most of the rulers in the time, they will be Sadducees, right? So they will not accept the books of Zephaniah or Isaiah, because they will only accept the Pentateuch. Those, for them, these prophecies are nothing. So they will not accept the kingship of Jesus, because they will just say about Genesis 3. So how do Matthew respond to this? How is that a response to them? Because most of them are Sadducees. So when he's writing this book to the Jewish Christians, who is he having in mind? Well, is Matthew, he trying to give a response to them or to? Well, Matt, well, there's multiple parts to that question. Sunt mai multe între părți în întrebarea lui Marin, care a spus că rabinii sau cei din vremea apostaziei nu mai credeau în multe cărți profetice, doar în Pentateuch. Because Matthew, okay, his audience is religious Jews. Audiența lui Matei erau evrei religioși. Now, you and I know that later on in the book of Matthew, about halfway through, a little bit more than halfway through the book of Matthew. Tu și cu mine știm că mai mult de la jumătatea cărții Matei. Now we get Jewish Christians as part of the gathering following Christ. Avem în discuție evrei încreștinați care se iau după Isus, merg după Isus. But when we get to the beginning of Matthew, it is strictly is directed to the religious Jews of Judaism. Dar în începutul cărții, mesajul este adresat exclusiv evreilor religioși din vremea aceea. Which is why Matthew has more than 100 quotes out of the Old Testament. It, because motiv pentru that.
care cartea Matei conține peste 100 de citate din Vechiul Testament pe care evreii, bineînțeles, că le înțelegeau. So, Marin, it wasn't that they didn't understand it. They rejected it. Nu e o chestiune de neînțelegere, ci de respingere. Because remember that, remember how I did in the first hour, this is our fourth hour, but in the first hour, I introduced the book of Matthew by way of the book of John and the book of Isaiah. Mai țineți minte la prima oră, acum e la patra oră, dar în prima oră am spus că introducem cartea Matei prin Ioan și Isaia. When Jesus comes into the scene of human history in the book of Matthew, he is confronting Judaism straight on. Când Domnul Hristos intră în scena istoriei, în Matei, confruntă iudaismul din start. That's what Jesus has to do again today for us. Because we've become so institutionalized, our religion is so institutionalized today in many denominations. Asta este lucrarea la care suntem chemați astăzi, pentru că religia este atât de instituționalizată astăzi în atâtea forme. What complicates the issue in the question that you're asking directly? Ce complică lucrurile în întrebarea ta directă? Not only did they reject king, nu doar că au respins regele, but they rejected a need for a king. Ei au respins și nevoia unui rege. They rejected the need for a savior. Ei respingeau și nevoia de mântuitor. Because they rejected the idea that they were sinners. Pentru că respingeau și ideea că sunt păcătoși. They saw themselves as righteous and self-righteous by their works in the religious protocols that they were engaged in. Și se vedeau neprihăniți și drepți prin toată religia lor protocolară înaintea lui Dumnezeu. Now, Marin, you've heard the old expression. If you repeat a lie long enough, you know that lie becomes legendary, a legendary truth. Ai auzit expresia, Marin, dacă repeți o minciună îndeajuns de mult, devine adevăr legendar. So in the rabbinical Jewish tradition, în tradiția rabinică evreiască, remember we talked about the tax collector and the prostitutes and the pigs? Am menționat vame și prostituatele, porcii. They never saw themselves down at that level. Ei nu se vedeau sub nicio formă la nivelul acela moral, să zicem. So what was the need for a sacrificial king to die for their sins? Așa că unde era nevoia unui sacrificiu pentru ca un rege să moară pentru ei? This was not necessary because they were already here by their self-righteous works. Asta deja era împlinită prin așa zisele lor fapte neprihănite. So in your question, still they wanted to coronate, they wanted to put on the throne Jesus. They wanted to express that desire for a king when they forced him to be their king. And it's recorded in the Gospels that they wanted to put him as a king, to coronate after he multiplied the breads. Yeah. Now, I was about to go there. Watch this. Okay. Now, say that in Romanian first. Totuși au avut dorința să încoroneze un rege, să-l pună chiar pe Iisus rege. Deci nu era eliminată. So the idea of having a king or waiting for a king was not completely eliminated, right? No. And say that in Romanian. De ideea de a elimina ideea unui rege nu era eliminată complet, dacă totuși s-au gândit să-l pună pe Iisus rege, nu? Now, if you go back to Marin's question. Dacă te întorci la ideea lui Marin. Now let's tie that into what Marcel just said and what you just said. Marcel, tu ce ai zis? Dacă a fost coronat. After the multiplied of the breads, because they were like a king who solved all their material problems.
Au vrut să-l încoroneze după ce au văzut minunea înmulțirii pâinilor, pentru că vedeau în el un rege care le rezolvă toate problemele. Now, in Judaism, by the time you get to the book of Matthew and the state of apostasy in Judaism, când ajungi la cartea Matei, nivelul de apostazie din iudaism, let's put together everything you just said. Trebuie să punem împreună toate ideile pe care le-am menționat aici. And now let's go back to Marin's question. Și să vedem cum răspundem întrebările lui Marin. You have to understand, for 700-800 years, the rabbis had told the Jewish people that their king would be a conquering king. Țineți minte, timp de 600-700 de ani, rabinii i-au învățat pe cei din popor că va veni un rege cuceritor. So they had the king of their own imagination. Și profilul pe care l-aveau în minte de rege era după imaginația lor. They had envisioned a military conquering king. Își imaginau un rege militar cuceritor. On a big white horse, like a conquering general. Ca un general care vine călare pe un armăsar alb. And instead, here comes Jesus, meek and mild, on a foal, on a donkey. Și în loc de asta, iată-l pe Iisus, blând și smerit, călare pe un măgar. Now, instead of Jesus rebuking the Gentiles and Rome, în loc ca Iisus i-a lamustrat neamurile din Roma, because that's what they envisioned he was going to do. Pentru că asta și imaginau ei că va face regele lor. Marin, he comes and rebukes them. Regele vine și îi mustră pe ei. There's no way he can be the king. Nu are cum să fie ăsta regele dacă ne se leagă de noi. They were waiting for a king, but the king of their own imagination, that they were taught for 700-800 years what he would be like. Ei așteptau un rege de 700 de ani, dar unul după imaginația lor. Now, I don't remember what class we were in some time ago. Nu mai țin minte la ce curs am fost mai devreme. And at least in the United States, and I found that to be true here also in Peru. Cel puțin în America este valabil, dar am găsit lucrul ăsta și în Peru. In the synagogues. În sinagogă. And this goes to Marin's question. Și asta face referire la întrebarea lui Marin. The rabbis do not read Isaiah chapter 53. Rabinii nu citesc Isaia 53. They're not allowed to read it personally or out loud in the congregation. Nu li se dă voie să citească nici personal, dar nici în adunare. Because if you study Isaiah 53, that's the description of the king, of the prophecies. Dacă citești Isaia 53, este descrierea unui rege. The worst scenario, they interpret the passage in Isaiah 53 as referring to the nation of Israel. The servant is the nation of Israel. So they replace the Messiah, the king, with the whole nation. So the nation is suffering, the nation is going through. That's the one interpretation that I studied. Yeah. But say that in Romanian. Sau în cel mai rău caz ei, sau în cel mai bun caz, ei înlocuiesc personajul Mesia de acolo din Isaia 53 cu Israel. Ei spun că Israel suferă, Israel a luat poverile, a luat păcatele. Now that goes back to what I said earlier to you, that they had interpreted the seed into seeds. Și asta seamănă cu interpretarea de mai înainte pe care am menționat-o, că ei au spus că e vorba de semințe, nu de sămânță. The seeds became the promise of Israel, the nation of Israel, the people of Israel, not the Messiah. Semințele referitor la națiunea lui Israel, nu sămânța, nu Mesia. Now, I think I mentioned this in the past to you. Și cred că am menționat în trecut asta. I spent 2 years having lunch every Friday with a rabbi.
Am petrecut timp de 2 ani vinerea la prânz în trecut cu un rabin. Now 2 years is 24 months. 2 ani înseamnă 24 de luni. You know that I'm not insulting your intelligence. Știați asta, nu? Nu vă insult inteligența. But the last 2 months he finally allowed me to read Isaiah 53 and how it's fulfilled in the book of Matthew. Și în ultimele 2 luni mi-a permis să citesc să citez Isaia 53 și să fac legătura cu împlinirea acelui pasaj în Matei. Now, when he came to the realization that Isaiah 53, okay, was the Messiah himself. Când a conștientizat că Isaia 53 se referă la Mesia propriu zis. And I have been for 2 years just walking through the book of Matthew along with him. Și timp de 2 ani am stat cu el în Isaia și în Matei. I remember that one Friday I was at lunch with him and he began to weep. Țin minte momentul acela în care eram la prânz cu el în acea vinere. His name is Joshua Feinberg. That's the name of this rabbi. Joshua Feinberg a început să plângă. And he said, I cannot go back to my synagogue. Și a spus, nu mai pot să mă întorc în sinagoga mea. They will never accept me again. Nu m-ar accepta înapoi. And I asked him directly, what are you saying to me exactly? Și l-am întrebat, ce anume vrei să-mi zici? He said, right now, I just invited the Messiah to be my Savior and Lord right now. Chiar acum l-am invitat pe Mesia să fie stăpânul meu, să fie Domnul meu. The next day, Saturday, when they have their service in the synagogue. Următoarea zi, sâmbătă, adică la slujba lor în sinagogă. He told the congregation that he was now a messianic Jew and he had to resign. Pus adunării lui că a devenit evreu mesianic și trebuie să își dea demisia. So now, for the last 27 years, he's been the pastor of a Messianic Jewish congregation in the northern part of New York, upstate New York, near the border of Canada. Și acum, după 27 de ani, sau de 27 de ani, el este pastor în nordul statului New York, într-o congregație de evrei mesianici. Now, we would gather every Friday at a restaurant, and he yelled out loud and scared everybody in the restaurant. Și ne întâlneam acolo la restaurant vinerea, unde el urla foarte tare și speria pe toți din restaurant. Everybody thought he was crazy because he kept repeating this. Toată lumea credea că e nebun pentru că el repeta ideea asta. He said, it's seed, not seeds. Seed, not seeds. Striga, e sămânță, nu semințe, e sămânță, nu semințe. He is the king. El e regele. And that was a revelation to him. Pentru el asta a fost o descoperire. But this is where most of Judaism is still today. Dar marea parte a iudaismului este încă tot acolo în înțelegerea greșită. I don't know if I answered your question, Marin. Yes, you're very complex, but yes. Okay. Marin, nu mai pune întrebări de la grele. Okay, well, let's go to the book of Zechariah. Zechariah, please. Zechariah. Mergem în cartea Zaharia. And Zechariah tells us that he, Jesus, the Messiah, he will be the just and endowed with salvation. Și Zaharia spune că Mesia va fi drept în mântuirea lui. And that when he reigns on earth, și când va veni să domnească pe pământ, that every family on earth will be able to go up to Jerusalem and worship the King, the Lord of Hosts. Toată lumea va putea să meargă la Ierusalim să se închine Domnului domnilor oștirilor. And the Hebrew language is very specific there. Limbajul evreiesc este foarte specific aici în cartea asta. It's talking about the coming of the great King who would be the man God. Se menționează venirea marelui împărat care va fi om Dumnezeu.
So first go to Zechariah chapter 9, verse 9. Zaharia 9 cu 9. And look what he says there. He says, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout in triumph, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. He is just and endowed with salvation, humble and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey. Saltă de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie, fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Now go in that book of Zechariah, turn to Zechariah chapter 14, Zechariah chapter 14. Zaharia 14. And look at verse 17. Cu 17. And it will be that whichever of the families of the earth does not go up to Jerusalem to worship the King of the Lord of Hosts, there will be no rain on them. Dacă unele din familiile pământului nu vor nu vor voi să se suie la Ierusalim să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Now, it's Matthew that begins to reveal more details of this, especially when you get to Matthew 24, Matthew 25, of the future coming. Matei este cel care aduce mai multă lumină asupra acestor vremuri prorocite aici prin pasajul din Matei 24-25. Look, the teaching and the study of the Matthew does not have to be boring and antiquated. Studiul din Matei nu trebuie să fie plictisitor și antic. Look, none of these ancient writers, none of them, okay, really comprehended to the full nature of the one whom they were prophesying about. Niciun autor antic al Scripturii nu prindea pe deplin natura lucrurilor prorocite de ei în întregime. But what fascinates me is that they were obedient to do what God told them to do. Ce este fascinant este că ei se supuneau și scriau descoperirea aceea pe care le-o dădea Dumnezeu, fără să credeze. Well, let me take you out of the Old Testament briefly, and let me take you into the New Testament, and let's find out what the Apostle Peter says. Să trecem din Vechiul Testament în Noul, în ce spune Apostolul Petru. In 1 Peter chapter 1, turn your Bibles to 1 Peter chapter 1. Let's look 1 Petru, at capitolul 1, de la 10 la 11. So 1 Peter chapter 1, we're going to look at verse 10 and 11. 1 Petru 1 cu 10 la 11. Now, if I go, let me just digress to Marin's question. Să mai fac o referire la întrebarea lui Marin. The other concept that they didn't grasp is what was the salvation that this king would bring? Ce fel de mântuire va aduce împăratul nostru, împăratul acesta? They saw a king that would deliver the nation of Israel, the people. Vedeau un împărat care aduce eliberare pentru Israel, pentru popor. They had not been taught for 700-800 years that it was salvation of the individual souls because of the sinful nature. Nu au fost învățați de sute de ani că împăratul va aduce mântuirea pentru sufletele lor care erau în natura lor păcătoasă. And here's the one who's going to bring salvation of their souls. They had not really really understood that. Și iată-l pe cel care vine cu salvarea pentru sufletele lor din păcat. Marin, it's kind of hard for me to be angry with Jews who were never taught something for 700-800 years, but were taught something completely different. Mi-e greu să mă supăr tare pe evrei care timp de 700 de ani nu au fost învățați ceva de ceea ce aveau ei nevoie, de fapt. Remember that when all these ancient writers, these prophets were writing, they did not have a full picture of the Messiah. They only had the picture that God gave them for the moment. Prorocii antici au primit revelația, nu au avut o imagine completă despre Mesia și ce va face el în mod complet. So, let's look at 1 Peter chapter 1, verse 10 and 11, please. Uitați-vă ce spune Petru 1 cu 10 și 11. It says, as to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries.
prorocii care au prorocit despre harul care vă este păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutării lor stăruitoare. Now look at verse 11. Seeking to know what person or time the Spirit of Christ, in other words, the Messiah, within them was indicating that he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava care, de care aveau să fie urmate. No. It's taken us 4 hours to get to this point. Ne-au trebuit 4 ore să ajungem la punctul ăsta. And that is that the full identity and the nature of the predicted king are initially presented where? And they're initially presented and explained in the Gospels. Identitatea deplină și natura deplină a împăratului prorocit este descoperită, această identitate deplin în Evanghelie. And the first time this happens is in the book of Matthew. Și prima dată când are loc asta este în Evanghelia după Matei. They finally get a grasp, they grasp the idea of this predicted and the nature of this king. Ei în sfârșit prind ideea naturii și a misiunii împăratului. It's like a divine spotlight, okay? Which is este ca o lumină, ca un bec ce se pune, ca un far, reflector care se pune pe problema asta. It's like this divine spotlight for the first time is on Jesus and is seeing it for the first time. Ca un reflector care dintr-o dată este aprins pe Isus, pe persoana lui Isus, pentru prima dată. And in Matthew you see this one event after another event after another event after another event. Și în Matei este o succesiune eveniment după eveniment după eveniment. But Matthew, with a great deal of clarity, okay, is the one that shows that he is the only one who fulfills all of the requirements of these prophecies. Și Matei, cu o claritate extraordinară, arată că doar Isus este de fapt personajul căruia îi se potrivesc prorociile din Vechiul Testament. But that's not the only thing that Matthew does. Dar nu este singurul lucru pe care îl face Matei în carte. Because by the same token, Matthew reveals all of the imposters. He unmasks all of the imposters by their inability to fulfill all of the prophecies and predictions. Pentru că Matei descoperă toți impostorii care nu se pot ridica la nivelul predicțiilor, a prorociilor, când vine vorba de Mesia. The entire New Testament, okay, acknowledges Jesus as the promised great king. Întregul Nou Testament îl descoperă pe Mesia ca marele împărat promis. Now, if you look at the 27 books, okay, in the New Testament, dacă te uiți la toate 27 de cărți din Nou Testament, the term kingdom, termenul împărăție. Okay? In the Greek is the basileia. În greacă este basileia. It's used 144 times in the New Testament. Este menționat de 144 de ori în Noul Testament. And always is in reference to the reign of Jesus Christ. Și întotdeauna cu referire la stăpânirea, la domnia lui Mesia, lui Hristos, lui Iisus. And it's also used indirectly 35 times to reign, the verb to reign. Și de încă 35 de ori este menționat verbul a domni, a împărăți. And it's only used in reference of the person of Jesus Christ. Și este folosit doar cu referire la persoana lui Iisus Hristos. We have to find a way to teach it and preach it and to instruct our congregation so they have a more royal view of who Jesus is. Trebuie să predicăm din acest pasaj, din această carte, ca ei să prindă imaginea regalității lui Iisus. Cine este Iisus, de fapt? So, I just realized we came to the end of the hour.
Let's take a last 10-minute break. Ultima pauză. Wow, ce zboară timpul. Time is flying. Wow. Wow, 4 hours went by fast.